Anual, la data de 31 mai, în toată lumea este sărbătorită Ziua Mondială Antifumat. În această zi, medicii, dar și reprezentanții asociațiilor de profil le oferă fumătorilor sfaturi despre riscurile la care se supun din cauza consumului de tutun. Ziua Antifumat a fost marcată duminică și la Giurgiu printr-o conferință de presă, a cărei tema a fost riscurile fumatului. Una dintre cele mai grave boli generate de fumat este cancerul pulmonar. Potrivit medicului Cosmin Georgescu, din păcate, fumătorii nu își fac rău doar lor, ci și celor din jur, pentru că fumatul pasiv are aceleași efecte nocive. Principala cauză a cancerului pulmonar este fumatul. 90% din pacienții care fac cancer la plămân îl fac din cauza fumatului. Mai rămân 10%, o să mă întrebați ce fac, cum fac nevinovații care nu fumează, cum fac cancer pulmonar. Dincolo de fumatul pasiv, care și ăsta este tot o boală, și este o boală care se ia indirect. Se numește second hand smoking, fumatul de mâna a doua. Părinții, bunicii, prietena, prietenul, copilul, de ce nu, fumează de față cu celălalt membru al familiei sau mergem într-un loc public unde se fumează și atunci nu facem decât să ne intoxicăm noi fără ca noi să fumăm efectiv. Și am găsit și teorii în care se spune că face mai rău dacă fumezi decât dacă stai în cameră și aspiri fumul decât dacă fumezi efectiv. Motiv pentru care mulți s-au apucat de fumat când familia lor fumau toți și au zis să salveze onoarea, să fumeze și respectivul sau respectiva și să se îmbolnăvească mai puțin. Nu e adevărat. Marele risc este dacă fumezi în mod activ. Statisticile spun că anual 33.000 de români își pierd viața ca urmare a bolilor cauzate de fumat. Se știe că fumatul este un factor de risc pentru multe boli, cum ar fi afecțiunile cardiovasculare sau respiratorii. Mulți fumători spun că vor să renunțe, dar uneori voința nu este de ajuns, după cum spun medicii. Pentru a reduce numărul celor care suferă din cauza efectelor negative ale tutunului, autoritățile încearcă să îi protejeze pe nefumători prin interzicerea fumatului în spațiile publice.